Revenim în direct, dragi prieteni, la Shivas Sound of Business. L-am înlocuit pe chinezul că a răgușit de cât a vorbit cu invitații președenți, și am plăcea să-l am alături de mine acum pe... Tataie Leo Iorca. Dar, apropo de Shivas, toată lumea consideră o băutură maturată și veche. Avem de a face cu chestie... un cunoscător, evident. Da, am fost cunoscător, că mă nu-mi permit din cauza sănătății, dar mulțumesc lui Dumnezeu, ani de zile... Ați apucat să vă cunoașteți. Să, da, să ne cunoaștem bine și, vezi, tot tătăiți sunt și ele de sensul care au băutură cu atât mai rafinat cu cât e mai veche. Nu? Mai e veche. Aici avem un, o minoră, trebuie să recunosc, de 12 ani, dar există da. și, uh, și chestii majore. Adică 18-21, da. spun bine, domnișoara de la CIVAS mă poate completant, într-adevăr, Leo Iorga și dacă iau așa, de-a lungul istoriei, cargo, compact, schimbul trei. 3, 3, uh, foarte multe, da, practic. Uh, eu am început ca Doboșar. Adică. Uite, pe asta nu știam nici măcar eu. Eu am rămas cu vocea după povesti... Da da, da. da, da. ei, Practic, Cargo a fost prima formulă în care am ieșit de după Tobe și am apărut în față. Și problema mea mare era că nu aveam ce să fac cu mâinile. Adică eu cântam de la Tobe din spate, background sau solist, dar mâinile erau ocupate. Adică deci aveam un argument să fiu mare macho. Dacă am apărut în față și se uitau fetele și la mine și trebuia să. Apar cu din ce gesturi provocatoare. Provocatoare în care sunt alea. Și Apropo de urmă... gesturi provocatoare, vorbeam cu, cu Leo Iorga înainte, prima oară când l-am văzut în 95 la Slobozia, când a apărut în club 95, la, sea, la țară, la Slobozia, în colanți, plete, lanțuri, geacă de motor, eram toți, ne uitam, carața la barieră, nu pricepeam, era prea mult pentru. Da, Ale dar erau dar... vremurile. Noi am fost uh, în epoca. Să zic așa, Europe generică de exact, exact. Acolo mă ducea Văd la, la acum, Tempest. Acum se întoarce, e un fenomen general la nivel mondial să, să se revină la anumite treburi din trecut. Și în Statele Unite am văzut acum o grămadă de awards-uri, și de film, și de muzică, și de așa mai departe, care revin la o rețetă verificată. Adică, muzica anilor 50. Muzica anilor 60, 70, 80 chiar se revine la, la uh, un fel de fancy din ăsta care se sparge pe afară muzică din 1920 și ceva. Cu Joben, la, cu bețe. Cu Leon Bridges ce. sau Alabama Shakes, care exact e da. sound ăla de... multe multă lume de pildă nu știe că... și nici nu contează prea tare, contează uh, readucerea valorilor permanent în ochiul publicului, că alea rămân. Eu, eu exemplu, aș dau un exemplu, scuze că te întrerup... Eu aș da un exemplu, chiar artiști români dintr-o zonă nu de dance, dacă vrei, sau de pop, hai să spunem de pop, să nu spunem dance, care au început cu cd cu negativul pe CD și care acum cântă cu trupe live și cu muzicieni foarte buni. Uite, unde da, mă gândesc da, la Smiley. Smiley da. are, o, are, o, trupă în spate, după care eu tânjesc că aș cânta cu ei mâine, m-aș ca Da, și uite, de secund. exemplu, Toboșaru. Exact, vreau Marcel să spun Moldovan. Un lucru. Marcel Moldovan are primul meu set de tobe. Primul. Este un set de colecție și Marcel Moldovan, nu știu de unde l-a cumpărat, unde l-a găsit, l-a recondiționat și am fost extraordinar de bucuros că a ajuns pe mine lui. E un set de din un 69. fenomenal. Și, da, și, și exact, din Arad, în știi. ultimele două săptămâni, a tras trei albume cu el la Victor Panfilov. Aseară am fost la Victor, că am înregistrat o piesă și mi-a spus că, pătobelele pe, pe vechi, a tras cele trei albume care a tras da, da, da. cu Alexandru Andrei și exact, un trei, pătobelele. Un prezident, Exact. Da. Un sponsor de. Tobe Lucitor. S-a și, și Victor. Bă, nu știu de unde le-a găsit, în ce pivniță le-a fi găsit, dar sună no, e uh... sau în ăla de vintage. De... <laughs> cu ăla am cântat eu ani de zile. Deci, uh, vine aici, în zonă, se află și fiul meu. Edi, el e pe un sector muzical în afară de artificii și artificiile la propriu, nu, adică efecte speciale pentru scenele efecte de Efecte eu sunt la bază, deci... De puteți să colaborați și puteți... Iar, uh, practic e tot în showbiz pentru că un spectacol se prezintă publicului, nu vii și când pur și simplu, sunt și asemenea lucruri, piano și alte mm -hmm. chestii, jazz unde vezi fiecare ce plăcere are în ochi când cântă, sau folcul, dar în spectacole de mare aventură trebuie ajutate și cu imagine. Diferența între concert și spectacol. Concertul exact. se referă la muzică. E, deja vorbim despre industrie, Exact. de la un moment dat. Că încolo. despre asta suntem aici, la la Hano da. Bloven la prima conferință, așa cum spunea și Dan Fințescu și Cristi Ochiu, e în 2016, după 25 de ani de libertate, 26 de ani aproape, e totuși prima conferință despre industria muzicală, în care vorbim de, de muzică ca un business. Ca să mă laud în continuare, cel mic fratele lui Edi Paul, Lucrează cu echipele lui Cristi Ocu și cu Connector, și cu Repinon, și cu el alții. cum îi cheamă unde Cristi? Uh, o capii. sunt și vecini acum, pentru că s o gașcă foarte unită de tineri, a alături de Smiley, ca principiu, au început să pună bazele unei industrii în România. Apropo, că, că vorbim de industrie. Cum era industria în, înainte de. 90? Era, era <laughs> Știu că era mult. Deci, de ce mică. era industrie? Era industrie sau? Era, era o industrie pseudo-industrie, așa cum erau toate industriile pe atunci, dar avea la dispoziție toate mijloacele posibile. Adică, una, o agenție de impresariat artistic la nivel european, ARIA, cum era, chiar dacă erau securiști unii sau nu erau, noi vorbim de o structură. Oamenii își făceau treaba, nu produceau da. bani pentru artiști. Exact. Se puteau găsi fonduri, Nicu Ceaușescu mai ales ajutase uh, partea... Era cu tineretul, mus... cu asta. E, nu conta important era că exista o posibilitate de a se cumpăra scule. Nu cum sunt astăzi, incomparabil. Deci e cu totul incomparabil. Dar la o structură pe vremea aceea, pentru ce era atunci, exista o mini-industrie. Venea lumea la spectacol, se vineau bilete, se făceau publicitate stradală Extraordinară. Adică nu existau concerte gratuite nu existau zilele, orașului festival nu, Biri... noi, noi eram gratuiți <laughs> adică noi erau. nu le alegeam cu foarte multe lucruri dar mulțumim Lui Dumnezeu că lumea afla de noi era cel mai important lucru Bun și acum revenind în zilele noastre În zilele noastre cred că încă în România e o industrie de tarabă Ce lipsește? Ce, ce lipsește industrie? uh... Și industriei? Eu cred că sindromul românesc se simte în toate industriile. Adică, pe de-o parte, și artiștii cred că ar trebui să fie ceva mai adunați în, în privința a da datului la joale. Adică nu ne dăm la joale, unul spun că cer 5.000 de euro și mă duc și cu 800, sunt trupe cu mare nume, nu le dau aici numele, că știu din culise asemenea exemple. Tocmai pentru a neutraliza trupele celelalte, adică să vină unii, care cum sunt eu, Cordeanu, care am revenit pe piață. Imediat vorbim Am de speriat nou, multă lui. lume, este foarte adevărat. Am suferit și eu niște operații pe tema asta și a stresului, dar uh, cel mai important până la urmă este bilanțul pe care îl ai la public. Adică uh, spectacole în care lumea scântă piesele după 30 de ani, cu tineret, uh, trebuie să menționez neapărat în trupa asta Pact vaileo Iorga și Adiordean. Noi cântăm uh, exclusiv compozițiile lui Adrian Ordan, deci să nu se facă confuzii. Vorbeam. Adică, după ani și ani, trenul pierdut, uh, să te gândești la mine singur, te caut în aptetonul în sufletul meu. Uh, mă rog, cântăm și pseudofabulă, de exemplu compoziția lui Adrian Ordan de la Roșu și Negru. Aici pot să recunosc că și eu când piesa aia în concerte. Am foarte puține cover pe care când că slavă Domnului la noi la Folchiști, dacă nu compui, n-ai de ce să te apuci. Dar Pseudo -fabula e, e, o piesă, o țin minte, cred că aveam eu vreo șapte ani, nu aveam ce treabă cu muzica, am apucat de muzică la 17 ani, era în reclama la CEC, dacă nu știu, sau la Loto Pronosport. Și acolo mi-a rămas piesa în cap, Pseudo -fabulă. Eu și... am și... tașpagă să o văd, în de Ordeanu. Nici măcar n-am avut bunul simț să știu el trebuie să vină și el la emisiune, prieten, dar are de lucru în studio și m-a trimis pe problemă. mine. Cooperativa 2.0, Vlad cu Cristi și cu mine, punem la, la cale un Da, da, cu... noi o să colaborăm. Și, mai, mai, și o să. Tot, tot, tot canapea, tot cu filmat live, nu spun da, mai că mult e că Pe e perfect. Adică dar ne, noi... ne, vom revedea și cu Adi Orden. Da. Ar I-a să dau șpagă să văd trupa roșu și negru la Arad. După ce am dat șpaga, am cărat scule, că da, era chiar o onoare pentru o onoare, mine exact să ating instrumentele lor și era cu Sphinx împreună. Da, da, da. Și după aia am răspat din afară ca au închis unii ușa de la, de la sală. Și am descurcat să intru și nu știam că piesa, pe, pe bune, deci e o rușine pentru mine, acum nu mai e, să se problema că i-am zis, la radio era cântată chiar de compozitor, de Adi Ordean. Deci nu o cânta mitică, tu am fiertat, o cânta ei, acum noi avem un repertoriu prinde normal, prinde foarte bine. Am fost la apropo de tătăiți, am fost și la uh, Romania Music Awards ori invitați, este o mare bucurie pentru noi pentru că mulți dintre tineri, chiar dacă fac și compuzii între formulele de-a lungul anilor, uh, și au și și, cum ce, și tot așa. Da, cel mai important da, lucru piesele este, știu. Piesele rămân. Și a doua chestie, lumea deja începe să știe cine cântă alea frumos, cine cântă acelelalte formulele compactului. Toată muzica compactului a fost frumoasă. Dacă nu era așa, eu nu aveam ce să caut acolo. Adică nu venisem, când am fost chemat de la Cargo, aveam de ales. Cargo nu era încă foarte consacrat, dar am bucuria de a fi participant la primul an de consacrare lui Cargo, iar venirea în trupa cealaltă, în Compact, a fost cu mare drag. Deci am iubit muzica lor de când am fost chemat să vin. Nu, ven, nu poți să vii să cânți ceva ce, ce, ce nu îți place. place. Și atunci ne-am ne -am pus și noi amprenta, iar acum în momentul ăsta fiecare Dacă avem amprenta lui. Iorga spune că a venit cu drag la Compact, că îi plăcea. Vă dați seama ce e în, în sufletul unuia ca mine, care am crescut cu vinirurile Compact și apoi când am început să apărut casete și ascultam Compact. Stai compact. să vezi că am să desconspir o chestie. În exclusivitate, Adi, în șoc și Adi Ordean a scris o carte, nu știu când apare, Aha. dar acolo apar greu, greucene, deci din toate Vă, domeniile și ce povești trebuie să fie da, da din turnee, vreți... din concerte, din... Exact, și ceea ce mă miră este că nu văd, fiind copiii mei în domeniu, uh, mereu, mă întâlnesc și Paul, de exemplu, a făcut uh, aia domnișoare împreună cu Maximilian. Da, da. Uh, instrumental, mă rog, ei știu ce-a treaba lor, când mă cheamă să îi ajut, îi ajut, în rest nu mă bag. Uh, în schimb, uh, nu știu modul lor de a se distra, cum ne distram noi. Deci consider că, evident, că toată generația consideră că ne distram mai mișto decât el Dar nu văd uh, găști de gata sau nu era, le văd erați, eu. Erați mult mai creativ, nu? Nu numai, și după spectacol înseamnă viață de rocker. Cu Asta, fete, a, cu așa mai, de... mai departe, face parte din industria muzicală. Da. Am văzut filmul lui Bon Jovi și am rămas uimit cum uh, Toboșaru și cu nu mai știu care membru al trupei, nu cred că era... Nu Sambora. Nu Sambora era. Nu mai știu cu cine dintre borbă ori toboșar S-au dus la Gagici și dimineața s-au trezit că unul era cu mama și unul cu fica. Deci o asemenea coincidență era fantastică. De bine, acum nu facem mișto de muzică, povestim realități. Povestea deci, din, din, spatele Rocul, ca și stil de viață, are asemenea nebunii. Însă nu neapărat referitor la infidelități sau asta, nu la asta mă refer. Dar la toate nivelurile muzicale, de peste tot, există uneori abuzuri și de droguri. Chiar dacă ai bani, chiar dacă n-ai bani, sufletul de artist vrea ceva mai mult întotdeauna, de acolo, decât a realizat sau decât îi se cere sau decât poate oferi. Să-și depășească limitele. Să... Da, este, este cred că harul acela care, care insuflă sufletele de artist peste tot oriunde și mai ales în muzică. De ce? Pentru că ai șansa să, să izbândești, să, să reușești să te impui și muzica ta să rămână și după trecerea ta în alte sfere sau să treci prin viață ca rața prin apă. Cred că în cazul Leo Iorga din Ordean, asta cu rămas în istorie rămâne valabil pentru că, așa cum spuneai, mă uit peste totul unde cântați, m-a sunat, Vlad m-a sunat când erați la, la berăria H, băi, nu vine să cred, s-a ridicat toată lumea pe mese, e toată lumea Nu, e eu l-am spus acolo. să se ridice Cân, pe mese. Când, cântau, ai instigat, deci. Am instigat la ridicare cânta, pe mese. Toată lumea știa piesele, deși, așa cum spuneai, poate unii nu știau, a cui e piesa sau Am postat pe Facebook ce formula a apărut piesa. Dar am vrut să merg mai departe, o să devin și o blogger în curând, cred că pentru că, apropo de discuții politice, și nu știu ce, și mă tot bagă unii până în grupuri, până mă scot, mă bagă, și uneori nu împărtășesc opiniile. opiniile. Adică sunt liber și eu să am o opinie, dar artiștii, prin excelență, e bine să nu își manifeste opiniile publice. Public. De ce? Că s-ar putea să. Dezamăgești nu fie... o parte din fani. Exact. Așa că eu am scris acolo o care este cât se poate de reală, și anume am fani în toate în eșichier, tot eșichierul politic, politic și ante și post-revoluționar. Pentru că a, 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 sunt oameni de vârsta mea, adică iubit 30 și 35 și comuniștii 40... și, democrații, nu? Ca să sună așa. Da, clar. În, în, anii ăia, 88, când am venit eu în sectorul ăsta de scenă, ca să nu-mi uit ideea, fac o acoladă mare aici, apropo de industrie. Mult mai câștigați, așa cum sunt și acum, de altfel, dar lumea nu spune cu cuvinte lucrul ăsta, sunt cei care se duc la evenimente private și nunți. Industria muzicală de astăzi, de scenă mă refer, investește la nivelul milioanelor de euro în uh, logistică, în scenotehnică și are mai puțină grijă de gajul pe care îl dau trupelor. Atunci, în România, clar și fără niciun echivoc, la nivel de trupe celebre, nu reușești să supraviețești. Ca artist decent, decât dacă ai un business pe lângă. Doar, Mă refer doar la cei care cântă exclusiv pe scenă. Inclusiv trupele de, de underground trebuie să aibă alte meserii, știu, arhitect, nu știu cum. Uh, recunzi, un exemplu. Lucrez la universitate. Da. Am o meserie. <laughs> Vezi? Atunci, există această refulare. Iar piața, în ghilimele underground, a evenimentelor private, este și aia sălbatică, este de uneori de foarte mare proastă calitate, de foarte mare chici, controlată de oameni care mizează numai banii, ăia respectivii consumatori, sau să știu eu, rămân mulțumiți sau nemulțumiți de ce se prestează acolo. Sunt foarte puține exemple, cel puțin recunosc că și eu umblu în asemenea chestii, că altfel n-ai cum, și chiar este o bucurie să vezi, să vezi în cadrul unui eveniment privat un segment care se numește concert rock. Uite, mi se pare foarte bine că atât Dan Fințescu și cu tine de două generații diferite, ca să nu spun, de trei generații diferite, Vorbiți de aceeași chesti, de necesitatea unei, unei asociații a muzicienilor, a, a artiștilor. Am încercat să facem că asta. Și niciodată nu a 90... ieșit. Nu pentru că există suspiciunea de a fi Al Altuia mai a, mult. Shootit, da. De a deci fi bypassat. Sunt trupe cu, eu știu ce, mașină. Dacă vii la o mașină cu o mașină mai scumpă decât la altul, deja, opa, de unde s banii asta, asta, a făcut... Apropo de asta, Ordeanu chiar a și specificat că în țările unde a cântat el pe afară, că și el a cântat în cârcium pe afară, cu roșu și negru, există sindicate cu o putere foarte mare. Exemplu e Franța, acum scuze că te întrerup iar, după domnormice. evenimentul de la Bataclan, după atentatul de la Bataclan, industria, asociația mușinilor Muzi francezi au cerut de la guvern o anumită sumă, vreo 50 de milioane de euro, compensație pentru ce s-a întâmplat, pentru că vreo două luni n-a la spectacole, era panica da. ce s-a creat și au cerut și au primit din partea compensații pentru... Da, e, e, sindromul românului de a se descurca oriunde. Așa e și în industria muzicală, deocamdată. E drept că s-au făcut pași uriași. Mă refer la oamenii care au investit și pricepându-se la ce, fa ce, fac în logistica asta de care vorbim mai devreme, în tehnologie și așa mai departe, au cursuri, studii, nu știu ce. Până la urmă, se adresează totul consumatorului. Dacă ăla nu permite să vină să plătească pentru o trupă sau preferă varianta, aha, e festivalul berii. Păi nu mă duc la pact pentru că și așa îi văd la festivalul berii. Ce să mai dau banii? De ce să, să dau 30 duc? de lei să-i văd când pot da, să-i văd gratis și, peste două săptămâni? Și cealaltă față care a fost distrusă tot de colegii uh, noștri de braslă, nu dau nume, chiar la nivel înalt, uh, ai bă, eu mă numesc Ixulescu. Cum să nu vină lumea să mă vadă într-un club? Și n-am nevoie de bilete. Vine lumea oricum și au 30 de spectatori știm pentru că ne informăm. Există o, o meserie normal să fie așa. Ei, dacă lumea nu înțelege, respectivul club nu are niciun interes să promoveze concertul. El are interes să-și vândă băutura exact. și așa mai departe. E, eu am, am, cântat cu firme, cum e Shivas, cum mă rog, uh, firme de țigări, că nu no, le dau numele era. acum. Era Hollywood Music Nu, Malboro Music, Malboro Music, Malboro Music, de exemplu, care a fost cel mai clar exemplu de cum se lucrează într-o industrie muzicală matură. Aveam și pauză, eram duși la concerte și urcat pe scenă, coborât de pe scenă, nu aveam nicio legătură cu nici cu probe de sunet, nici cu nimic, de ce aia știau fiecare ce au de făcut pirotehnic, pirotehnic, tot, tot, tot. Noi urcam și ne făceam treaba. Leo, îți mulțumim foarte mult pentru prezența la Shiva Sound of Business. Ne revedem în curând cu, cu Leo Iorga și Adi Ordean să povestim despre ce face pact. Doresc succes industriei muzicale românești, că vreau să prind și eu o, o maturitate. O industrie mai matură decât asta. Da, da. Mulțumim mult, revenim imediat cu un nou invitat, stați pe recepție.